Fenomenele naturale extreme sunt pe o lungă listă neagră cu milioane de vieți omenești pierdute. Plecând de la legendarul potop al lui Noe și până azi, putem remarca puternice cutremure, urmate de tsunami, inundații și furtuni, care au arătat că ar trebui să oferim mai mult respect naturii. În continuare, vă prezint top 4 dezastre naturale care au avut un impact puternic asupra omenirii. Cutremurul din Chile, 22 mai 1960. Nu a fost cel mai destructiv sau cel mai letal cutremur, însă a fost cu siguranță cel mai puternic. Cu o magnitudine de 9,5 grade, cu epicentrul în Vladivia, Chile, cutremurul din 1960 rămâne și la această dată cel mai puternic înregistrat vreodată. 2 milioane de oameni au rămas fără locuințe, iar 1600 de persoane au murit, deși unele surse estimează 5700 de decese. Sate întregi au fost acoperite de ape după ce cutremurul a provocat valuri tsunami în zonă. Valurile uriașe au afectat și Hawaii, unde au provocat 61 de decese, dar și Japonia cu 138 de decese înregistrate. Pompei, 79 înainte de Hristos. Erupția vulcanului Vesuviu a durat o zi întreagă și a acoperit tot orașul cu un nor gros de cenușă. Vulcanul a rămas activ și acum. Ultima erupție a avut loc în 1944 și a provocat distrugerea câtorva sate din apropiere, dar și a mai multor avioane americane. Uraganul Katrina. A fost un uragan care s-a format pe 23 august 2005 în timpul sezonului de uragane din Atlantic din acel an și care a cauzat distrugeri masive în Statele Unite ale Americii pe coasta Golfului Mexic. 1800 de oameni și-au pierdut viața și peste 80% din suprafața orașului New Orleans a fost inundată. Eșecul catastrofal al sistemului de protecție al orașului a declanșat anchete imediate în cadrul Corpului de Geniu al Armatei SUA, deoarece această instituție are responsabilitatea prima dată al Congresului de a proiecta și construi sisteme de protecție. Tsunami în Oceanul Indian, 24 decembrie 2004. Totul a început cu un cutremur foarte puternic, cu o magnitudine de 9,1. Cutremurul din insula Sumatra a fost cel de-al treilea cel mai puternic, dar și cel mai lung cutremur din istorie. Mișcarea telurică a durat 8 minute și a provocat vibrații la nivelul întregii planete de cel puțin 1 cm. Acesta a fost însă doar începutul. Valurile tsunami provocate de cutremurul inițial rămân cele mai destructive înregistrate vreodată. S-au răspândit în 14 țări, au ucis aproape 230.000 de oameni și au lăsat 1,7 milioane de persoane fără locuință.